Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru luni 31 mai. Haideți să vedem pentru ziua de luni 31 mai ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pentru această zi în care avem parte de trigonul dintre Marte și Neptun, o energie foarte plăcută, foarte ușoară, care calmează spiritele și poate să îi calmeze chiar și pe cei mai enervați, iritați și războinici oameni din jurul nostru. Hai să vedem mesaje pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici șaptele de bâte, o carte care ne arată un dezechilibru de putere, o diferență foarte mare în dinamica din cuplu. Aici cineva se află pe poziția de superioritate, cineva are mai multă forță, mai multă autoritate și își impune această autoritate asupra celelalte persoane. Hai să clarificăm acest mesaj. Pe partea de dragoste, la ce se referă acest șapte de bâte? Este un lucru normal, este un lucru sănătos sau e vorba aici de un dezechilibru în relație? Hai să clarificăm. Avem asul de săbii, temperanța și regina de bâte. Bun. Aici văd o persoană care este foarte rece, foarte analitică și care se bazează tot timpul pe date fixe, concrete, atunci când își construiește argumentele, și o persoană, o regină de bâte, o persoană foarte pasională, foarte energică, care ține foarte mult la ideile sale, la credințele sale, la stilul său de viață și care e foarte pasională, foarte aprinsă, foarte focoasă. Și între aceste două metode de a comunica și de a se relaționa, apare o divergență și de aceea acest șapte de bâte, pentru că aici o persoană, mai ales această regină de bâte, fie că sunteți voi sau cealaltă persoană, cel sau cea care este mai pasională și mai energică, mai extrovertită în această relație, este persoana care încearcă să își impună autoritatea, dar pe de altă parte, la nivel mental, la nivel conceptual, persoana care este mai analitică, mai rece, mai introvertită, nu prea renunță nici această persoană la ideile sale, la dorințele sale și mesajul este, dacă vă doriți ca această relație să funcționeze, trebuie să adoptați aici lecția cumpătării, a temperanței și să învățați să negociați, pentru că aici cu forța, cu șaptele de bâte, lucrurile nu o să iasă bine. Dacă persoana analitică vrea tot timpul să-și impună modul de gândire asupra persoanei focoase și emoționale, lucrurile nu o să iasă bine. Dacă persoana emoțională nu reușește să se controleze niciodată în fața persoanei analitice, iarăși lucrurile nu o să iasă bine. Trebuie să găsiți calea de mijloc, calea compromisului și a negocierii. Bineînțeles, nu vorbesc aici de a vă compromite principiile, etica și morala, ci pur și simplu despre nevoia de a conștientiza că unele bătălii sunt mai importante și că poate uneori trebuie să accepți că o să pierzi o bătălie dacă vrei să câștigi războiul, da? Uneori trebuie să îți asumi niște pierderi pe termen scurt pentru că tu ai aici un plan pe termen lung. Și asta e valabil și pentru cei care sunteți într-o relație și pentru cei care sunteți singuri. Pentru că aici, pentru cei care sunteți singuri, e posibil ca tocmai din cauza încăpățânării și a refuzului vostru de a accepta alte puncte de vedere, alte moduri de a fi, de a simți, de a se relaționa cu lumea, vă limitați plaja de posibilități, de posibil parteneri și partenere, pentru că sunteți mult prea înguști în viziune și nu sunteți dispuși nici măcar să dați o șansă unei persoane care este altfel față de voi. Atenție că aici asul de săbii și regina de bâte, în esență, sunt energii complementare. E vorba de energia zodiilor de aer, gemeni, vărsător, balanță și energia zodiilor de foc.
berbec, leu săgetător. Acestea sunt niște energii care se complementează foarte frumos și care pot să lucreze foarte frumos împreună. Dacă învață lecția săgetătorului, lecția temperanței și aici lucrează împreună ca să fie cuplul pe poziția de superioritate față de lume, față de societate, ci nu o persoană din cuplu deasupra celelalte persoane. Pe partea de sănătate avem aici turnul, niște schimbări drastice, dramatice, s-ar putea pentru o parte dintre voi să aveți astăzi un moment de criză. Fie o criză de rinichi, o criză biliară, o durere de cap, o migrenă, o durere de dinți, un mic accident casnic, aici universul intervine într-un fel critic, într-un mod abrupt, dureros, pentru a vă trage un semnal de alarmă, pentru a vă arăta că trebuie să schimbați ceva în viața voastră. Hai să vedem ce trebuie să schimbați în viața voastră, ce vă atenționează aici universul că trebuie modificat, la ce trebuie să renunțați astfel încât să aveți o stare de sănătate mai bună. 5-ul de bâte, 10-le de cupe, moartea care vine și cu energia de renaștere și de transformare. Aici turnul vă obligă să vă uitați foarte atent la istoricul vostru familiar, la bolile care au fost deja în familia voastră, mai ales în privința rudelor de gradul 1-2. Dacă nu vă cunoașteți istoricul bolilor din familie, e momentul să începeți să vă gândiți la acest lucru și să vă faceți o listă de probleme de sănătate cu care s-au confruntat părinții, frați, surori, mătuși, unchi, bunici și așa mai departe. Turnul vă obligă de asemenea să vă uitați la punctele care creează tensiune în viața voastră. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca aici locul de muncă să creeze foarte mult stres, foarte multă tensiune. Pentru o parte e vorba de familie, pentru alții sunt grijile financiare, pentru alții este pur și simplu stilul vostru de viață care este dezordonat, dezechilibrat. Aici sunt anumite lucruri care creează tensiune și probleme în viața voastră și acum a venit momentul să renunțați la aceste obiceiuri proaste, la conflicte, la tensiuni. Acum este momentul să mai renunțați puțin la orele suplimentare și să vă dedicați timp și pentru sănătatea voastră. E momentul să cereți ajutorul unor membri din familie atunci când lucrurile devin prea complicate și prea grele pentru voi. Aici trebuie să transformați ceva, să modificați ceva în stilul vostru de viață, pentru că dacă continuați pe această cale, turnul o să continue să se dărâme, o să fie din ce în ce mai rău. Toată viața pe care ați construit-o o să se dărâme ca un castel de nisip atunci când vine marea. Partea pozitivă este că aici universul vă trage doar un semnal de alarmă și aveți oportunitatea să vă uitați la lucrurile care sunt dezechilibrate în viața voastră și să faceți schimbările necesare ca să aduceți mai mult echilibru, mai multă pace și armonie. Puterea este încă în mâinile voastre, nu ignorați acest semnal de alarmă, pentru că am impresia că aici nu este primul semnal de alarmă pe care vi l-a transmis universul. Voi sunteți conștienți de lucrurile pe care trebuie să le modificați, pe care trebuie să le îmbunătățiți în viața voastră și cu cât amânați momentul decisiv al transformării, cu atât o să fie mai greu să vă recuperați, să vă reveniți, să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Pe partea de afaceri, bani și carieră, avem o altă arcană majoră, este vorba de Diavolul, cartea care în tarot reprezintă Zodia Capricornului și care ne vorbește despre alegeri. Trebuie să alegeți o direcție, vi se fac mai multe propuneri, aveți mai multe posibilități. Aici cineva sau ceva vă tentează, vă ademenește, dar fiți foarte atenți pentru că ofertele venite de la aceste persoane cu energie foarte puternică capricorniană e posibil să nu fie chiar atât de bune cum par. Aici e posibil ca învelișul să fie mai tentant, mai frumos, mai ispititor decât substanța, decât miezul. Hai să clarificăm această carte.
ce oportunități, ce tentații apar astăzi în viața voastră pe partea financiară, în zona de afaceri, bani și carieră. Avem aici soarele, 4 de bâte și încă o dată diavolul, ok, diavolul clarificat de aceeași carte. Aici e o puternică energie de capricorn, dar și de leu. Prin urmare, dacă sunteți în una dintre aceste zodii sau aveți de-a face în viața voastră profesională cu cineva din zodia leu sau cu cineva din zodia capricorn, fiți foarte atenți la propunerile care vi se fac, la ofertele pe care le primiți astăzi și, pe cât posibil, amânați luarea unei decizii până mâine. Aici, cu aceste arcane majore, văd că ofertele care vi se fac sunt foarte tentante, pentru că această carte a apărut de 2 ori. S-ar putea ca ambele oferte să fie la fel de tentante și să nu știți pe care să o alegeți. Cu soarele, văd că lucrurile pot să iasă bine, foarte bine chiar pentru voi. Dar ar fi indicat să nu luați o decizie pe moment, să lăsați să treacă o noapte, să aveți timp să vă gândiți, să rumegați, să întoarceți situația, oferta pe toate părțile, să o analizați din toate punctele de vedere și dacă reușiți să amânați luarea unei decizii până mâine dimineață, până marți dimineață, sau poate chiar până miercuri dimineață, pentru că marți o să fie o zi liberă, vă creșteți șansele de a lua decizia cea mai bună pentru voi. Aici e foarte interesant, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi pe partea de afaceri, bani și carieră, aceste oferte atât de tentante, de unde vin toate aceste tentații, toate aceste energii către voi și cum v-ați folosit de această energie de soare, această energie de zodia leu, ca să discerneți între cele 2 oferte care este cea potrivită pentru voi. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de luni, 31 mai. Hai să vedem mesajul de la aceste cărți oracol. Sunt într-o călătorie nesfârșită prin veșnicie. Ziua de azi este un moment foarte captivant din viața mea. Mă aflu într-o minunată aventură și nu voi mai trece vreodată prin această experiență anume. Un mesaj foarte frumos care vine și completează etalarea zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!